Bună ziua, felicitări omul meciului în această după-amiază. Povestește-ne cum ai dat acel gol cu călcâiul. Bună ziua. A fost o centrare, am atacat bara a doua și am încercat să împing mingea în poartă și mi-a ieșit o preluare. Și de acolo eram deja cu spate la poartă și în stilul meu așa lene și am băgat în poartă. E bine că am marcat, asta era important, să câștigăm. Aveam nevoie de 3 puncte, că eram ultimi în clasament. S-a simțit presiune că aș câștiga și Iașu, dar oricum noi suntem la mâna noastră și dacă câștigăm toate meciurile pe care le avem, cu siguranță ne vom salva. Ați început meciul de pe ultimul loc și iată, ați luat o gură de oxigen. A fost acea presiune înaintea partidei să vedeți clasamentul cu Hermașta pe ultimul loc? Când am plecat spre stadion și am văzut că conducea Iași cu 2-0 la Astra, nici nu mă gândeam să câștige Iașul la Astra. Îți dai seama că a venit cu o presiune în plus, știind că ești ultimul, e rușine mare. Și am venit foarte, foarte concentrați, foarte, foarte focusați la planul tactic pe care îl aveam. Și bine că ne ieși, suntem bucuroși și drumul acum e mult mai ușor spre Sibiu. Ai fost implicat și într-o fază controversată. Spune ce s-a întâmplat în minutul 19. Da, mi-a dat galben pentru simulare, însă n-am simulat niciodată un penalti sau așa. Am băgat doar corpul în fața jucătorului și pur și simplu m-a dărâmat. Eu vreau să joc în fața porții. Asta este, așa a văzut și nu mai poate fi dat înapoi. Ne poți spune ce vei primi cadou după acest gol? O zi liberă. Mulțumesc. Da. Și mersi. Drum bun. Pa.